fost la pepinieră, am cumpărat câțiva brazi de dimensiuni diferite, mai mici, mai mari. Plantăm brazii, am ales luna noiembrie, începutul lunii noiembrie, pentru că în această perioadă este rece, umed și încă nu e înghețat pământ. Am săpat o groapă cu adâncimea egală cu lungimea rădăcinii. Am pus apă în groapă ca să facă un pic de noroi. Într-o roabă am făcut un amestec de pământ din pământul care l-am adus cu noi de la pepinieră. Am adăugat pământ din această groapă, la care am adăugat și un pic de îngrășământ ca să fie mai bun pământul pentru pui. Amestecul respectiv l-am folosit ca să înnoroim rădăcina puietului înainte să-l plantăm. După care am pus frumos acest pui în groapă, am pus noroi în jurul rădăcinii până la o adâncime cam la o palmă de pământ, după care am pus pământ din cel care l-am scos din groapă. În acest fel am asigurat o plantare cu șanse mari de succes. Această metodă de plantare am învățat-o de la socul meu, care m-a și ajutat să-i plantez. Sperăm să avem brazi de Crăciun în curte câțiva ani de aici înainte și să fie frumoși, sănătoși, să ne dea aer curat și să se bucure copiii de ei. La o lună jumătate distanță de când au fost plantați, așa arată brazii noștri. Cred că s-au prins. O să vi arăt și pe ceilalți, dar cred că s-au prins toți. Haideți să-i vedem și pe ceilalți. Sunt mici, dar în câțiva ani de zile vom avea pe această zonă un mic Christmas land, așa ne propunem. Așa arată. Și ultimii doi pe care i-am pus în spate.